La centrul generației din București vin zilnic după ce termină orele 50 de copii. Părinții nu-și permit să-i înscrie la after school, dar Fundația Regală Margareta le oferă o masă caldă și profesori voluntari cu care fac temele și învață engleză. Cea mai vârstnică dintre ei este Marica Bărbieru. Ce vârstă? 13 ani. Până la 100. Așa îi număr eu. Ana Maria este elevă în clasa 3-a și a luat de la capăt toate materiile cu Marica Bărbieru. E ca o mămică pentru mine, care mă învață. Până când vrei să veniți aici? Cât pot. Cât pot. Locuiți departe? Da. La sala palatului. Și cum veniți? Cu 601. Traversez tot campusul studențesc. 1,5 km până aici și aici mă bucur de prezența lor. Marica Bărbieru are o viață de film. În timpul războiului, când avea 11 ani, a fost răpită de soția unui locotenent care a dus-o într-un sat din apropiere. Îi plăcea că o răsfăța și era bogată, așa că nu a spus nimănui nimic. După câteva luni a fost găsită și dusă acasă. A rămas însă orfană la 14 ani și a ajuns la orfelinat. Își dorea să devină profesoară. Profesoară de istorie. Asta am visat și asta m-am făcut, dar nu de istorie. Româna are și mai mult istorie, de fapt. Că și cartea, gramatica pe care am scris-o, am început-o cu istoria limbii. Dar am scris-o pentru românii de peste graniță și o dau gratis, să nu uite limba strămoșilor lor. Marele regret al Maricăi Bărbieru este că nu a avut copii. Când era profesoară, după ore, ani întregi, a dat meditații acasă la copii. Am zis să n-am emoții dacă întârzie 5 minute și se întâmplă ceva cu el, înseamnă că eu sunt vinovată. Cum vă place aici? Îmi place foarte mult și mai ales că eu m-am făcut sănătoasă venind aici. Am senzația că am întinerit. Au copii plecați în străinătate cu nepoți și atunci simt nevoia de a adopta, cum spunem noi, un nepoțel și atunci vin la centru. Copiii, cum îi simt? Îi simt ca pe niște bunicuți. Au legat prietenii și în afara centrului, se vizitează. Centrul Generații are 32 de voluntari seniori și 25 tineri.